Florin Piersic a fost transferat la terapie intensivă. După o intervenție chirurgicală recentă la genunchi, marele artist este acum sub atenta supraveghere a medicilor, care monitorizează evoluția stării sale de sănătate. Este important de menționat că Florin Piersic are de mai mulți ani montat și un stimulator cardiac, ceea ce impune o atenție deosebită în gestionarea oricăror intervenții medicale. Potrivit reprezentanților spitalului, transferul lui Florin Piersic la o unitate medicală din străinătate nu este o opțiune luată în considerare în acest moment. Aceștia sunt reticenții în a oferi detalii extinse despre starea de sănătate a actorului, preferând să respecte intimitatea acestuia și a familiei sale. Florin Piersic a fost internat vineri pentru o infecție la genunchi, iar ulterior s-a descoperit că aceasta s-a răspândit până la stimulatorul cardiac pe care îl poartă de mai mulți ani. În funcție de evoluția sănătății sale, se poate lua în calcul transferul la o altă unitate medicală sau în străinătate, însă, în acest moment, nu se ia în considerare o astfel de decizie.